sute, poate chiar mii de buzoieni dispar fără urmă în fiecare lună din documentele unor asociații de proprietari din municipiul Buzău. Mai exact, în ultimele luni, operatorul de salubritate a constatat o scădere a numărului de persoane transmis pe propria răspundere de unele asociații de proprietari ca fiind beneficiare ale serviciilor de ridicare a gunoiului menajer din cartierele municipiului Buzău. În aceste condiții, RER Sud Buzău a demarat o campanie de verificare a numărului de persoane declarate de proprietarii de locuințe. Ne confruntăm de mult timp cu o problemă respectiv cu declararea corectă a numărului de persoane, atât la blocuri cât și la case. Problema nu e numai la blocuri. În municipiul Buzău, după ultimul recensământ, sunt 115.500 de persoane, iar noi avem contract cu 78.000. Deci diferența, bun, sunt și mulți plecați din oraș, asta e adevărat, dar noi credem că în jur de 10.000 mai sunt în oraș care nu au contract sau refuză să încheie contract sau se sustrag declarând un număr de persoane mai mic decât cel din realitate. Și atunci am demarat împreună cu primăria Buzău, cu poliția locală, cu departamentul de protecție a mediului din poliția locală, cu care avem acum o colaborare foarte bună, am demarat niște acțiuni de, inventariere, să spunem așa, a numărului de persoane din fiecare locuință. Se știe foarte bine că cine nu-și declară corect numărul de persoane riscă amenzi destul de mari, atât de la poliția mediului cât și de la garda de mediu. Așa că am făcut niște notificări, atât la case, bineînțeles că nu vrem să afectăm aici sau să, deranjăm, să spunem așa, utilizatorii cu care avem contract și care sunt corecți, dar am făcut niște notificări ca fiecare să-și declare, dacă au avut probleme până acum, să-și declare corect numărul de persoane, să vină la noi și să ne informeze cu eventuale diferențe. Grav este faptul că după ce au fost verificate mai bine de jumătate dintre asociațiile de proprietari, reprezentanții societății de salubritate au constatat că sunt cazuri în care buzoienii își achită contractele, însă banii nu ajung la operatorul de curățenie. În fiecare lună, asociațiile ne declară nou un număr de persoane pe care va trebui să-l facturăm și pe care îl facturăm, într-adevăr, pe propria răspundere. Bineînțeles că mai sunt diferențe între numărul de persoane pe care ne-l declară nouă și numărul de persoane înscrise pe listele de întreținere. Și atunci, dacă vă uitați la listele de întreținere, tariful la salubrizare de persoană apare undeva mai mic decât cel real. Acum nu știm ce se întâmplă cu diferența, nu știm cum procedează ei acolo, numai că numărul de persoane declarat incorrect. Sunt diferență de 13 persoane, de 15, de 18, de 20, de 30 de persoane la unele asociații. Bineînțeles că multe asociații sunt corecte, dar sunt și probleme cu o bună parte din ele și atunci, în momentul în care o să finalizăm inventarul ăsta, o să-i chemăm pe fiecare să discutăm, o să facem și publică treaba asta. După finalizarea acțiunii de identificare a cetățenilor care beneficiază de serviciile de curățenie, operatorul de salubritate este decis chiar să facă plângere împotriva asociațiilor care au încasat de la locatari, dar nu au depus banii în contul RER.